găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. După ce toată apa trece prin 5 decantoare, se ajunge la produsul finit. În acest an nu se mai poartă brazii, tips or cobă. Cei care vor să fie în trend însă trebuie să știe că persoanele blonde sau roșcate aduc ghinion. În schimb, cele brunete vă aduc noroc tot anul. Înainte de a fura din locuință, unul dintre suspecți făcea rost de diverse sume de bani prin alte metode. Odată spulberată ipoteza jafului, toată lumea devine suspectă. Un car de lemne, o găleată de greu și 4 florini este plata pentru un curs de notar, învățător sau preot. Când căldura e prea mare și vrei să te răcorești, sari în apă. Ia-ți prietenii și hai la distracție. La mulți ani. O pleca pe teren. Se căutăm? Printem noi un mail cu posibile teme și stabilim împreună până în miercuri. Tocmai am tăiat ce am curățat o voce, am trimis-o deja la TV pentru a fi montată, editată și acum mi-am pregătit terenul pentru materialul radio. Pivotul Ecaterina Vetkova urmând să îmbrace tricoul echipei antrenate de Radu Voina. Ecaterina Vetkova, în vârstă de 24 de ani, 1,82 m înălțime și 73 de kg, a fost o jucătoare de bază a echipei Zvezda Zvenigorod. Carlin, cu știre și atât. Da. Bun găsit tuturor la știri, sunt Laura Angelescu. Ei sunt acolo unde ceva se întâmplă și brașovenii trebuie să știe. Îi găsiți întotdeauna la fix pe Unda Radio și pe Frecvența TV. Sondajele de opinie de până acum au arătat că este cea mai bună echipă de știri locale, dar ei produc și cel mai ascultat program la Radio Brașov. Mult mai dificil pe teren, cu o groază de emoții când îți ies materialele exact așa cum îți dorești, cu piedici și cu foarte multe, nu știu, reticențe din partea celor pe care îi intervievăm, pentru că nu tot mereu vor să apară la televizor, la Radio Brașov, nu, oricând vine presa, se face liniște. E o plăcere și de o parte și de cealaltă, și atunci când te uiți la materialele realizate pe TV și atunci când asculți sau reasculți produsul final la radio. E greu și la radio, e greu și la TV, e greu și în presa scrisă, e greu peste tot, dar trebuie să muncim, să avem același entuziasm și cu siguranță o să reușim să rămânem acolo sus. Nici nu mai știu câți ani sunt, aproape 15 ani de când zic gata, renunț, nu mai este presa de mine, mai ales de când a venit și micuțul Andru pe lume, dar totuși rămân pentru că îmi place și pentru că vă iubesc pe voi, colegii mei și pe cei care ne văd, ne ascultă și ne citesc. Mult mai mult aici decât acasă, din păcate, de fiecare dată, cu fiecare an care trece, exact când ne sărbătorim noi câte un an de existență, îmi spun că voi cerca să-mi dedic mai mult timp să fiu și acasă. Din păcate, mai mult timp este aici, dar nu sunt regrete. Nu sunt regrete pentru că este o muncă în care practic nu te plictisești niciodată și dacă o faci așa cum trebuie, chiar ai și satisfacție. Am simțit că fac ceva ce parcă nu poate să facă multă lume. În clipa în care mi s-a dat credit pentru meseria asta și eu sunt convinsă că nici eu, nici unul dintre colegii mei din redacție n-am dezamăgit pe nimeni niciodată. Știrile sunt cele mai dificile și cele mai interesante până la urmă, că este exact ceea ce ne interesează pe noi toți. Până la urmă, muzica este relaxarea, emisia este relaxare, topul la fel, dar știrile sunt ceea ce ne privește în fiecare zi pe noi, ne afectează în mod direct și cred că alea sunt cele mai importante și alea consumă toate resursele de energie. Radio Brașov e o continuitate, dacă vrei, a ceea ce am început să fac cu multă vreme în urmă. Este altceva decât televiziune, este foarte adevărat și chiar este o provocare. Pentru mine a fost o provocare.
Dacă mă gândesc la redacția de știri, este a doua mea casă. Dacă mă gândesc la colegii mei de la știri, sunt familia mea și aici nu vorbim doar de dragul de a rosti vorbe mari. Dacă mă gândesc la știri, este profesia pe care o fac cu drag, de care m-am îndrăgostit în 1994, când am avut șansa să învăț jurnalist radio de la BBC. Acum când Radio Brașov, copilul cel mai mare al trustului mic, s-a ajuns la majorat, știriștii îi asigură pe brașoveni că vor rămâne aproape de ei și interesele lor. Din echipă fac parte reporterii, operatorii, editorii de radio, regizorii de emisie, montajiștii și crainicii de știri.